Iubiți credincioși, vom citi prologele zilei de astăzi. Sinaxarul zilei de astăzi din prologele Sfântului Nicolae Deu la Ohrida, Belimirovici. Așadar, din 19 decembrie 2020. Așadar, Sfântul Nicolae Velimirovici, prologe de Ohrida, Sinaxar, 19 decembrie. Pomenirea Sfântului Mucenic Bonifatie. Martirul pentru Hristos îl transformă pe omul păcătos în om sfânt. Exemplul vieții Sfântului Bonifatie ne arată cu putere adevărul acesta. Mai întâi el a fost intendentul unei femei estende bogate din Roma, pe nume Aglaida, cu care trăia în desfrâu. Erau amândoi păgâni. Dar Aglaida a vrut ca să dobândească în casa ei moaște de sfinți, ca pe o amuletă împotriva relelor. Și de aceea l-a trimis pe intendentul ei, Bonifatie, în Asia, ca să cumpere de acolo ceea ce dorea. Bonifatie a luat cu el mai mulți robi, 12, și o mare cantitate de aur. Mai înainte de a se despărți de Aglaida, dar Bonifatie a întrebat-o în glumă: dacă nu voi putea găsi moaște de mucenici, ci în loc ți se va întoarce trupul meu omorât pentru Hristos, primi vei oare cu cinste, Doamna mea? Dar Aglaida a râs și a zis: bețivule și păcătosule. Și s-au despărțit. Ajungând la Tarsus, Bonifatie a văzut torturile și uciderile creștinilor. Unii erau cu picioarele tăiate, alții cu mâinile tăiate, alții cu ochii scoși, alții spânzurați, și toți torturați și omorâți în felurite feluri. Atunci și-a schimbat inima lui. Bonifatie, văzând atâta urgie, a început a se pocăi de viața lui stricată și a plâns. Intrând într-un grup de creștini, a strigat cu glas mare: și eu sunt creștin. Judecătorul l-a luat atunci pe el și l-a închetat și a poruncit să fie biciuit bestial și apoi să-i se toarne pe gât plumb topit. Dar cum nimic din toate acelea n-au putut să-l omoare, atunci a poruncit să fie decapitat. Robii lui i-au luat trupul și l-au dus stăpânei lor la Roma. Un înger al Domnului s-a arătat Aglaidei. Care i-a zis: primește pe acela care altădată ți era slugă, iar acum este frate al nostru și împreună slujitor cu noi, păzitor al sufletului tău și al vieții tale. Zguduită de această vedenie, Aglaida a alergat în întâmpinarea corăbiei, care aducea trupul lui Bonifatie, și l-a luat și l-a îngropat cu cinste într-o biserică pe care a ctitorit-o într-un numele lui. L-a îngropat cu cinste într-o biserică. Ea s-a pocăit apoi de păcatele ei și și-a împărțit toată imensa ei avere săracilor și s-a lepădat cu desăvârșire de lume. Ea și-a petrecut cei 15 ani pe care i-a mai avut, trăind lângă moaștele Sfântului Bonifatie și plângând păcatele ei cu amar. Sfântul Bonifatie s-a încununat cu cununa muceniciei la anul 290. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Grichentie sau Grigorie Grichentie, episcopul Omirului. La început, Sfântul Grichentie a fost diacon al Bisericii Mediolanum, Milano de astăzi, și a avut multe vedenii. Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, el a fost dus la Alexandria. Acolo, în urma unei vedenii, Patriarhul Proterie l-a sfințit pe el episcop al ținutului Omirului din sudul Arabiei, care este numit Arabia Fericită, pe care Sfântul Rege Elsban, răznuit pe 24 de octombrie, tocmai îl eliberase din tirania lui Dunan, evreul. Sfântul Grichentie a fost un bun păstor al turmei sale și mare făcător de minuni. El a organizat biserica din Omir cu ajutorul iubitorului
de Hristos, rege, Avramie, și a zidit multe lăcașuri sfinte și a botezat mulțime mare de iudei. El a lucrat mulțime de minuni înfricoșate cu rugăciunea până la a face să se descopere Domnul Iisus Hristos înaintea iudeilor necredincioși, ceea ce i-a făcut pe aceștia să alerge la primirea Sfântului Botez. El a păstorit biserica lui Dumnezeu de la Omir vreme de 35 de ani. După ce s-a săvârșit în pace către Domnul, după 30 de ani de păstorire, la anul 552, tot în această zi, pomenirea Sfântului Bonifatie cel Milostiv, episcopul cetății Ferentino. El a fost neobișnuit de blând încă din frage de copilărie și pentru aceasta mama lui îl certa deseori. Dar cu ajutorul rugăciunii Dumnezeu i-a răsplătit în sutii bunătatea lui și el s-a săvârșit cu pace în Italia la veacul al VI-lea. Tot în această zi pomenirea Sfântului Preacuvios Ilie de la Murom. Sfântul Ilie de Murom a fost monah în Lavra Peștilor din Kiev. El s-a săvârșit din viața aceasta la anul 1188. Iar sfintele lui moaște sunt făcătoare de minuni, chiar și astăzi trei degete ale mâinii lui stau unite la rugăciune, arătând că în ceasul morții l-a prins în săvârșirea ei. Acest fapt este o mustrare pentru aceia care nu-și fac semnul Sfintei Cruci cu cele trei degete. Cântare de laudă la Sfântul Mucenic Bonifatie. Suflet păcătos Bonifatie mai întâi avuta. Încătușat în al patimilor laț, el s-a pocăit și prin Hristos a strălucit. De 100 de ori a oftat. El văzuta cu ochii lui chinurile mucenicilor. Văzutu-le-a sângele și s-a topit ca ceara. El a plâns și s-a sfințit cu ale lui lacrimi. Ele i-au fost lui pocăința. Ce este viața? Ea oricum trece, ori pentru Satan, ori pentru Domnul. De o dai primului, o dai putreziciunii. De o jertfești lui Hristos, vei via întru Domnul. Pocăința înseamnă învierea vieții. Și învierea a fost pentru Bonifatie. El, pentru a lui suflet bucuros, și-a dat trupul, cu ale lui oase și-a răscumpărat raiul. De la păcat până la căință, de la pocăință până la martiriu, e o cale scurtă ca între degetele mâinii, calea dintre pământ și Sfânta Cruce. Cugetare. Poate credința să mute munții din loc? Matei 17:20. Fără îndoială, poate. Ea poate chiar mai mult. Însuși Domnul poate fi mișcat cu credință și milostivire pentru noi păcătoși în cetatea Safar din Ținutul Omar, majoritatea locuitorilor iudei. Sfântul Grichentie s-a nevoit să-i aducă pe toți la Sfânta Credință. Apoi iudeii i-au cerut Sfântului Grichentie și regelui Avramie o dispută deschisă pe tema credinței, făgăduind că dacă ei, iudeii, vor fi învinși în ea, atunci cu toții vor trece la credința creștină. Această dezbatere a durat mai multe zile. La ea au stat de față mulțime, mii de oameni, multe mii de oameni, iudei și creștini. Iudeii, văzând că vor fi învinși cu argumentele de netămăduit ale Sfântului Grichentie, i-au cerut acestuia să facă cumva și să-L vadă și ei cu ochii lor pe Domnul Iisus Hristos înviat și atunci vor crede. Având mare îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu, datorită curăției inimii lui, Sfântul Grichentie a îngenunchiat cu fața la răsărit și s-a rugat Domnului înaintea tuturor. Când și-a sfârșit rugăciunea, pământul s-a cutremurat. Cerurile s-au deschis la răsărit, de acolo s-a desprins un nor strălucitor de raze de soare care s-a pogorât în cer încet la locul unde era adunată mulțimea. În mijlocul norului se afla un om de o frumusețe nepământeană, cu fața strălucitoare
și cu veșminte ce păreau țesute din raze de fulger. El a mers pe nor până când a venit aproape de Sfântul Episcop Grichentie. Toți cei de față l-au văzut pe el și au căzut jos cu fața la pământ. Sfântul Grichentie a strigat, cel din mijlocul norului, cel om prea frumos, în lumină dumnezească, în lumină divină, era Domnul Iisus Hristos, cel care ieșea de dreapta Tatălui după ce a înviat. Și Sfântul Grichentie a strigat, unul Sfânt, unul Domn, Iisus Hristos, întru slavă lui Dumnezeu Tatăl, amin. După aceste cuvinte a venit un glas în urechile mulțimilor iudeilor din slava aceea Domnului. Pentru rugăciunile arhiereului Grichentie, vă vindecă pe voi acela pe care l-au răstignit părinții voștri. Atunci norul luminos s-a mișcat în sus spre a răsărit, la fel de încet precum se pogorâse. După această neasemănată minune, toți iudeii din ținutul Omirului au primit Sfântul Botez. Luare aminte! Să luăm aminte la smerenia lui Moise înaintea lui Dumnezeu, la cum Moise totdeauna îl punea înaintea lui Dumnezeu, îl punea înainte pe Dumnezeu, iar nu pe sine însuși, la cum el toată puterea, tot binele, tot ajutorul îl căuta la Dumnezeu și la nimeni altcineva, la cum în toate nevoințele lui, el se întorcea cu smerenie către Dumnezeu pentru ajutor și călăuzire. Predică despre Samuil. Pentru acest copil m-am rugat eu și Domnul mi-a plinit cererea ce am cerut de la dânsul și acum eu îl dau Domnului pentru toate zile vieții lui ca să slujească Domnului. 1 Regi, capitolul 1, versetele 27-28. Cerut de la Domnul și închinat Domnului, Samuil a fost un proroc și conducător puternic al poporului lui Israel. Fericita Ana, maica lui, cea până la el stearpă, i-a cerut lui, pe copilul Samuel de la Domnul, cu rugăciuni și cu jertfe. Născându-l și înțărcându-l, el a dus pe singurul ei odor, pe singura ei binecuvântare Domnului spre a-i sluji, încă din cea mai fragedă copilărie, căci maica cea înțeleaptă nu socotește că cei întâi născuți de ea sunt ai ei și ai lui Dumnezeu. Ei sunt fiii lui Dumnezeu și când el îi dă și când el îi ia, dar mai mult sunt ai lui Dumnezeu atunci când însăși maica îi aduce și închină Domnului Dumnezeu. Astfel, darul lui Dumnezeu se întoarce iarăși înapoi de la el. Notă, se întoarce îmbogățit, sporit, prin jertfa de bunăvoie a omului pe care îl iubește Dumnezeu. Căci noi nimic nu avem ce să-i dăruim lui, pe care nu îl avem mai întâi de la el. Tânărul Samuel a locuit în templu printre fiii nelegiuiți ai preotului Eli, dar nu s-a stricat din pricina aceasta. Domnul nu s-a descoperit înaintea bătrânilor celor păcătoși ai lui Israel, dar el s-a descoperit înaintea copilului, celui cu inimă curată. Samuel, căci Samuel era pururea bun înaintea Domnului și nu a rămas neîmplinit niciun cuvânt din cuvintele lui. 1 Samuel, capitolul 3, versetul 19. Samuel a fost judecător al poporului Israel din fragedă tinerețe până la adânci bătrâneț și nu a făcut nimic rău înaintea Domnului, nici înaintea oamenilor. Dumnezeu i-a dăruit lui puterea prorociei și darul facerii de minuni. El i-a răpus pe toți vrăjmașii lui Dumnezeu și pe vrăjmașii poporului lui și a uns doi regi, pe Saul și pe David. La adâncile lui bătrâneț, el a chemat poporul la sine și i-a întrebat dacă i-a nedreptățit vreodată sau cu ceva sau dacă a luat mită de la cineva. Iar poporul i-a strigat lui cu un glas, tu nu ne-ai nedreptățit, nici nu ne-ai asuprit, nici n-ai luat nimic de la nimeni. 1 Samuel, capitolul 12, versetul 4. Iată ce fel de om era
a fost prorocul lui Dumnezeu Samuel. Iată ce fel de om a fost acela, dăruit părinților lui de la Domnul și dăruit iarăși Domnului de către părinții lui, după ce, iată ce fel, în ce fel a fost acela care a fost crescut din pântecele maicii lui până la moartea sub pavăza și binecuvântarea lui Dumnezeu și sub binecuvântarea mamei lui. Să ia aminte mamele și să învețe din această minunată pildă a fericitei Ana, să ia aminte judecătorii și puternicii care stăpânesc peste popor și să învețe de la dreptul, pildă de la dreptul proroc Samuel. O, Stăpâne Doamne, a tot sfinte, așa tot puternice, cel ce ești bun și blând, Domnul blândeților, deschide inimile noastre să vedem sfințenia Ta și bunătatea Ta și să ne pocăim cu amar de păcatele noastre, că noi Ție ne închinăm, pe Tine Te slăvim în vecii vecilor. Amin. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.